Emoțiile sunt pozitive, dar scorul nu reflectă ce s-a petrecut pe teren. Parcă pare 4-0 ușor, dar nu a fost ușor deloc. Даже, можно сказать, не почувствовали команду соперника. Ну и корект. Экипа и луптатуари. Мы маркат, просто, гол дин-тро грешала, который ей о факуту, а по ей требуется атаки, са дискиды, но и держаем принцы. Ла 2, ла 3, ла 4, 0. Хай са спуним ашак, са интрем в плей-офф. Да? А по ее са ведем, са мержем меч де меч, шо са ведем. În privința că am câștigat azi, deja nu mai aveam încotro. Trebuia să ne mobilizăm și să câștigăm, că după două pierderi, vă dați seama, trebuie să te refaci cam greu psihologic. Ce să pot spun? Cred că am intrat într-o zonă așa de... în care moral cred că nu stăm foarte bine. Jocul nu avem practic încrederea asta de față în forțele proprii. Deja rezultatele nu ne mai ajută. Cum era așa în trecut și avem ceea ce avem. Am intrat într-un cont de umbră în care nu putem ieși din rezultatele negative. Cred că acea doză de moral bun care le obții după câștiguri, și cum este vorba, câștiguri le aduc tot câștiguri. Noi avem deja mai multe meciuri în care tot pierdem la rând. Nu ne-a ajutat moral nici meciul cel cu Avangard, care am pierdut în ultimele secunde. Am ajuns la bulituri și acolo am pierdut. Cred că și acolo moral tot n-a stat bine. Cam asta văd eu la moment problema.